Salutare! Astăzi este o zi superbă pentru recoltarea plantelor aromatice din curte, așa că mă voi ocupa și eu de ele. Și m-am gândit să vă arăt și vouă cum le pregătesc pentru iarnă, cum le usuc și le pregătesc pentru iarnă. În general, nu prea îmi place să le cumpăr din comerț, decât dacă, nu știu, sunt niște tipuri de ierburi pe care eu nu le am în curte. Știți foarte bine că la altitudinea la care locuim noi nu se fac foarte multe, dar cele care se fac sunt nestropite, sunt bio și știu foarte, foarte bine ce e cu ele. Anul acesta, din păcate, chiar nu am foarte multe, din cauza vremii destul de rece și a ploilor extraordinar de mari. Am avut probleme cu limacii, care mi-au mâncat, practic, tot busuiocul și toată menta, așa că acum n-a mai rămas decât o foarte frumoasă tufă de salvie, o foarte frumoasă tufă de oregano și niște cimbrișor de curte. Haideți să vi le arăt! Aceasta este salvia. În primul an se recoltează doar frunzele, iar apoi, începând cu anul al doilea, se pot recolta și florile. Tufa mea deja este matură, așa că acum recoltez florile, urmând ca data viitoare să aleg doar frunzele. Iar aici am oregano. Încă nu am florit, dar a crescut destul de înalt, iar eu vreau să-l mai tund, astfel încât să încurajez vlăstarii tineri să-și facă apariția. Cimbrișorul s-a îndesit și el frumos. Este plantat dintr-un ghiveș cumpărat din magazin, când era destul de firav. Are deja 3 ani și a trecut cu bine peste iernile de aici. De obicei îmi fac un mix din acest cimbrișor de curte și cimbrișorul de munte sălbatic, pe care îl iau din flora spontană ce crește în curte sau în poienițele învecinate. În funcție de cantitatea pe care o am de plante, diferă și metodele mele de uscare a lor. Dacă este o cantitate mai mică, doar câteva frunzulițe sau un mănunchi mic, atunci le așez într-o tavă tapetată cu șervețele și le las la aer într-o cameră răcoroasă câteva zile, timp în care ele se vor usca frumos. Dacă însă am o cantitate moderată de flori, cum ar fi cele de salvie, le adun într-un buchet, le leg, apoi le atârn de o grindă sau de gard cu florile în jos și le las și pe ele câteva zile la uscat, iar acest lucru, așezarea lor cu capul în jos, este tocmai ca să nu se scuture și să rămână florile frumoase. Dacă însă dispun de o cantitate mai mare de plante aromatice, așa cum se întâmplă și astăzi, atunci folosesc deshidratorul. Este un procedeu mult mai rapid, mai comod pentru mine și mă ajută să îmi pregătesc mult mai repede mixul de plante aromatice pe care le voi folosi în timpul iernii. Acesta este deshidratorul pe care îl folosesc de ani de zile, de fapt unul dintre ele. Pe ambele le folosesc de foarte mult timp, cu succes. Știu că m-ați întrebat de multe ori unde să mai găsesc aceste deshidratoare. Din păcate, acum în comerț nu mai sunt exact aceleași modele, dar se găsesc altele similare cu rezultate la fel de bune ca ale mele. Deshidratorul ce este? Este de fapt un fion care usucă practic tot ce prinde și mă ajută pe mine să conserv mult mai ușor plantele aromatice, legumele din care îmi fac o vegetă proprie și fructele din care pregătesc chipsuri și putre de fructe. Pentru început, tai plantele cu o forfecă. Eu am aici o forfecă de bucătărie. Tulpinele plantelor nu sunt lemnoase, așa că deocamdată nu este nevoie de forfeca de vie. În același timp le și scutur ușor, astfel încât eventualele gâze să se desprindă de plante și mă bucur de mirosul extraordinar al plantelor care deja se împrăștie în aer. Următorul pas este să le cercetez bine, să nu conțină musculițe, găzulițe, să nu fie bolnave sau murdare. De fapt, nici nu prea ar avea cum să fie murdare, deoarece seara trecută le-am spălat cu furtunul din curte. Apoi le tai bucăți și le așez în tăvile deshidratorului.
Setez dezidatorul la 40-45 de grade și am grijă să întorc tăvile din când în când, astfel încât uscarea să se facă uniform. Plantele mele s-au uscat deja, așa arată în deshidrator. Acum urmează partea cea mai dificilă, aceea de a scoate bețele plantelor și să le mărunțesc între palme. Mărunțirea aceasta este chiar ușor de făcut și foarte plăcută, având în vedere că sunt foarte, foarte bine uscate. Așa arată acum oreganul uscat, salvia și cimbrișorul. Pe termen lung, eu le păstrez în punguțe de hârtie, astfel încât să nu se încingă și din când în când mai completez recipientele de sticlă din bucătărie din aceste punguțe. Dragii mei, acesta a fost materialul de astăzi. Sper că am reușit să vă răspund la întrebări și că v-a fost util. Acum vă spun la revedere și vă aștept cu drag la următoarele vloguri și rețete de pe canalul meu. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să vă activați notificările pentru a fi la curent cu toate materialele pe care le postez în timp real. La revedere!